Echipa de la Robotics, de la Liceul de Informatică Traian Lalescu din Hunedoara, este așteptată să revină acasă din Statele Unite ale Americii după participarea la Campionatul Mondial de Robotică de la Detroit, un concurs în care elevii hunedoreni au ajuns în semifinale, alături de cele mai bune trupe de robotică din lume, printre care și echipele românești, Quantum Robotics din București și WhatsApp din Câmpul Lung Mușcel. Parcursul tinerilor de la Liceul de Informatică Traian Lalescu din Hunedoara la Detroit a fost impecabil, reușind să obțină punctaj maxim în primele etape ale competiției, până în semifinale, unde s-a oprit din motive tehnice. Reamintim că anul trecut hunedorenii de la Robotics au cucerit titlul mondial, competiția din anul 2018 desfășurându-se în Mexic.